întreaga lume despre un joc nou care se numește Pokémon Go. Cred că toată lumea deja cunoaște despre el, dar eu vreau să vă spun ce înseamnă. Din punct de vedere, alții îl tratează foarte ironic, dar să știți ce înseamnă acest lucru. Compania Pokémon Company și compania Nintendo, care este fondatorul, deține a treia parte din această companie, pe parcursul la o săptămână jumătate, în luna iulie, capitalizarea acestei companii a crescut de la 17 miliarde de dolari la 42 miliarde de dolari doar într-o săptămână și jumătate. Eu cred cu tărie că Republica Moldova trebuie să pună accentul anume pe aceste domenii care au valoare adăugată foarte înaintată. Atât mai mult că moldovenii au demonstrat că au capacități în aceste